Poliția municipiului Drobeta Turnu Severin a fost sesizată de un bărbat în vârstă de 50 de ani cu privire la faptul că la intersecția bulevardului Tudor Vladimirescu cu strada Șincai s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul biroului rutier care, în urma verificărilor efectuate, au stabilit că o femeie de 31 de ani din Drobeta Turnu Severin, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Tudor Vladimirescu, la intersecția cu strada Gheorghe Șincai, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 50 de ani din aceeași localitate. În urma impactului, autoturismul condus de bărbat a fost proiectat într-un alt autoturism condus de o femeie de 33 de ani din municipiul Motru, județul Gorj. Din accident a rezultat vătămarea corporală ușoară a unei femei de 67 de ani din comuna Punghina, pasageră în autoturismul condus de femeia de 31 de ani, căreia i-au fost acordate îngrijiri medicale la fața locului. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.